Bună seara, prieteni! Suntem la Sport Report. Mâine avem al doilea amical al echipei naționale. După 1-1 acasă cu Irlanda de Nord, jucăm cu Columbia, un adversar mult peste ceea ce am întâlnit săptămâna trecută pe arena națională. Se va juca la Madrid, meciul cu... Și a situat foarte mulți suporteri. O să ne referim scurt și la acest eveniment, o să ne referim însă la alte evenimente care s-au petrecut și pe parcursul zilei de astăzi și o să vedeți și câteva amintiri. De ce vorbesc de amintiri? Pentru că în platou avem pe Alex Burceanu. Te salut, Alex. Mulțumesc de prezență. Mihai Stoica, de asemenea, bună seara. Mulțumesc de prezență. Știrea zilei de astăzi să vină dintr-o zonă care nu prea are legătură cu fotbalul decât tangențial, în sensul că nu vorbim totuși despre un meci propriu-zis, despre scheme, despre, mă rog, transferul, ci despre continuarea scandalului în care se află clubul Rapid cu privire la acea intervenție a anchetatorilor de acum câteva zile, în care au fost reținuți câțiva lideri de galerie în frunte cu cel supranumit Bocciu, chiar și Daniel Nicolae fusese practic chemat la audieri. Și astăzi au apărut o parte din stenogramele discuțiilor interceptate de anchetatori și de regulă, pentru că suntem obișnuiți cu aceste stenograme mai degrabă din zona politică, sunt foarte interesante pentru că vedem dialoguri între personaje importante și dincolo de cele oficiale. Și aș vrea să le comentăm un pic pentru că e adevărat, nu știm exact contextul în care ele sunt prezentate, dar spun câteva lucruri. Până să le vedem însă, te-aș întreba, ales pentru că ai văzut subiectul, ți se pare un lucru grav, foarte grav, ți se pare că s-a dat o prea mare amploare acestor chestiuni cu rețineri, cu, mă rog, pentru torțe și pentru tot ce a apărut în spațiu public? Adică cum ai comenta subiectul ăsta? Sunt depășit de situație, dar o să încerc să spun două, trei cuvinte. Cred că dacă se rezumă doar la materiale pirotehnice care au fost nu știu, aprinse pe teren, cred că subiectul nu e atât de important. Uh-huh. Adică cred că s-a mers mai prea departe. În schimb, dacă sunt și alte lucruri de desubturi, atunci nu e de competența mea să comentez. Dar cred că, repet, dacă e vorba de doar ceea ce se întâmplă la meciuri, atâta timp cât nimeni n-a fost accidentat grav și să sperăm că nu se va întâmpla asta nici în viitor, cred că într-o oarecare măsură se puteau rezolva diferit lucrurile. Tu când erai jucător, îți plăcea să joci într-o atmosferă de genul ăsta, mă refer acum nu de prezență fizică a spectatorilor, ci de torți aruncate, sau te simțeai, ai simțit vreun moment și în care ești în nesiguranță, da, în perspectiva integrității? Nu-mi plăceau, mai ales cele aruncate în teren și erau într-o oarecare măsură deranjante, mai ales petardele care sunau tare și erau, adică erai focusat pe ceea ce ai de făcut și deodată erai parcă trezit dintr-un vis. Dar dacă erau în tribună, cred că era puțin deranjant doar în primele minute, pentru că în primele minute erai concentrat, încercai să vrei să joci și meciul era întrerupt. Dar în general, în rest, nu. Deci petardele care erau aruncate pe teren, da. Uh-huh. În rest, nu în mod deosebit. Am înțeles. Bun. Hai să vedem. Repet, stenogramele sunt foarte foarte lungele care au apărut în spațiu public. Am selectat ce ni se pare relevant, pentru că o să vedeți de regulă cum se întâmplă în stenograme. Și mă gândesc acum la cazul Gheorghe Constantin, fostul președinte al Comisiei Centrale, care practic a fost parte într-un proces pe niște ascultări pe care procurorii le făceau cu Penescu într-un alt speță, adică cu, mă rog, supermarketul sau ce avea el. Dar atunci când a ascuns pe cineva, dai și de alte lucruri și o să vedeți de ce am făcut această introducere, pentru că apare numele lui Colțescu la un moment dat. Colțescu, cel care, la meciul Rapid FCSB, că de asta e important contextul, urma să fie și a fost arbitru VAR. Arbitru de centru a fost atunci Ovidiu Hațegan la acel Rapid FCSB câștigat de Rapid 4-0 care se juca pe Arena Națională. Bun. Și avem așa. Ungurean Liviu Georgian este Bocciu. Zice, da, prezidente, pentru că îl sunase Daniel Nicolae. Daniel Nicolae zice verde. Aici trebuie să traducem un pic ce înseamnă. Verde adică liber la materiale pirotehnice. Bocciu se mie, da, verde, verde. Bine, tată. Zice, la 55 dăm drumul la imn, adică la fără 5 față de cum începea meciul. Probabil o să intre pe strofa 3. Echipele, cred că se referă, o să intre pe strofa 3. Perfect. Voi începe să dați cu ale voastre. Cât durează? 5 minute? Cât să dureze? Aici, cred că e o chestiune care îl acuză pe Nicolae. Pentru că el practic dă verde spectatorilor și le spune când să dea drumul la aceste materiale pirotehnice. Mă rog, Bocciu spune perfect, perfect.
Mai departe zice Bocciu, da, nu dă drumul și dacă dă drumul și asumă, și asumă arbitru. Dar am vorbit și cu Colțescu, zice Daniel Niculae, atenție, dar am vorbit și cu Colțescu și a zis, dați bă cu ce vreți. Mă rog, pe care spun ei, bine, la revedere, te pup, nu știu ce. Cum vi se pare, domnul Stoica, că aici trebuie să vă întreb, ajungem la cazul ăsta Colțescu. Dar nu prea înțeleg, că nu avea treabă Colțescu cu organizarea meciului. De-aia, pentru mine, e o chestie care nu înțeleg. Poate Daniel Niculae l-a sunat să-l întrebe procedural, din perspectiva unui arbitru. Ba. Păi și eu m-am mirat. Eu am spus că sunt alături de Daniel Niculae și nu o să dau înapoi. Discuțiile astea legate de pirotehnice, și aici vreau să spun că Alex Borceanu mi-a luat toată șmecheria. Exact asta voiam să spun și eu. Dacă s-ar fi făcut o anchetă în situația în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva pe stadion. S-au întâmplat, au fost cazuri în trecut, dar acum n-a fost absolut nimic. Și cred că se dă o prea mare amploare acestor convorbiri legate strict de introducerea materialelor pirotehnice. V-am spus, există o situație ipotetică pe care vă repun din nou pe tapet. Vă repun pe tapet, nu din nou, că facem prostii. Dacă suporterii spun, dom'le, noi nu dăm cu ele în teren. Bun, mai sunt cazuri când mai apare câte o torță în teren. Sau dacă nu ne ajut să le introducem, o să băgăm și o să dăm cu ele pe teren, de vă suspendăm teren. Nu știi ce să faci. O să le băgăm cum? Hai, să fim serioși. Cum? 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 Păi cum? Dacă ei sunt controle corporale și toți se introduc. Lasă că, stai puțin, că pe Arena Națională n-a fost nicio... S-a jucat pe Arena Națională meciul ăsta, nu s-a jucat în Giulești, unde era vorba de camera aia, că și acolo, mamă, dacă nu, s-a făcut un film cu o... Păi și ce, nu era în organizarea Rapidului meciul ăsta? Păi era în organizarea Rapidului, dar nu se știe exact cum s-au introdus. Se știe cum s-au introdus? Nu, dar dumneavoastră aveți impresia că la un asemenea arsenal de materiale pirotehnice... poți să intri fără a avea complicitatea. Eu am impresia că ce s-a făcut acum la meciul ăsta s-a făcut la toate meciurile până acum. Și acum au apărut mari stenograme. Cred că exact ce ai spus, altele au fost problemele. Când am văzut filmările alea de la cineva din casă cu puși din alea și am văzut cu țeavă retezată, alea spuși de faptă, nu spuși să te ameninți. Atunci, da, alea sunt probleme foarte mari. Dacă deții armament fără să ai permis sau acte sau mai știu eu ce, înseamnă că ești traficant de arme și te duci la pușcărie, că asta e situația. Dar chestiile astea, credeți-mă, în opinia mea... Că mi se pare o chestie exagerată. Da, pe de altă parte, spuneți, ok, nu s-a întâmplat nimic în stadion care... Nu s-a întâmplat nimic. Păi nu s-a întâmplat nimic, dar nu ai voie să dai cu o torță în stadion. Legal, foarte bine, și plătești amendă și au plătit oamenii, nu? Poate că există și alte informații dincolo. Crezi că Bocciu este arestat pentru că a discutat cu Nico, dom'le, hai să dăm cu torțe? Pentru asta e arestat? Eu cred că e altceva la mijloc, abar n-am. Este altceva, că am văzut atunci, în atunci hai să discutăm adică de asta cu bine tată, hai te pup. Am văzut. Nu. Da. Pasajul ăsta l-am dat pentru că aici era vorba de discuția cu Colțescu, al lui Niculae. Atenție, faptul că vorbești cu un arbitru, da, asta eu știu că nu e voie. Păi nu că știți, nu e voie. Eu nu cred că am vorbit în ultimii 20 de ani de zile cu un arbitru, dar probabil că se practică, poate sunt și alții care vorbesc, nu, și nu, n-a vorbit ceva legat de meci sau mai știu eu ce. În fine, nu înțeleg totuși ce treabă avea Colțescu. V-am spus, poate să fie o chestiune procedură, adică să te interesezi ca procedură, să-l fi întrebat pe Colțescu, poate are o relație cu el mai bună. E prieten, să spunem. Și atunci sună un arbitru... Colțescu, care era la VAR, nu putea să spună de la sine putere, dați cu ce vreți. Dar poate a zis că a vorbit și poate n-a vorbit. Cine știe? Poți să știi? Există stenogramă Colțescu cu Nico? Nu păi cred. Dacă telefonul Nicului a ascultat, foarte probabil că există și eu... O fi sau nu fi? Păi cum? Altfel cum era? Poate să fie al lui Bocciu. Păi da, dar cred că era și al lui Daniel Niculae și erau ale... Nu știu, îți vine acasă adresă și spune că în perioada cu tare mi-a venit mie. Da, am încercat să... Da. Colegii l-au sunat pe Colțescu. Mi se pare că Colțescu aici are o datorie. Eu, sincer, dacă eram în locul lui până la ora asta, pentru că aceste stenograme au apărut în spațiu public de vreo 4 ore, să zic 5 ore, aș fi avut o reacție. Oricare, trebuie să ai o reacție, pentru că... Nu știu dacă îi lăsați să aibă reacție.
Păi lăsat de cine? De Vasaras sau de cine? Deci tu Vasaras nu-l lași să-și apere integritatea în primul rând, pe asta trebuie să fie primul lucru la o comisie. Eu dacă sunt președinte acolo, trebuie să fac orice să apăr integritatea unui arbitru. Sunați-l pe Vasaras. Păi Vasaras trebuie să comenteze cel mai puțin, că el spune stai să văd dacă s-a întâmplat așa. Da, primii care trebuie Vasaras să... dacă îl lase pe Colțescu să vorbească. Primii care trebuie să vorbească aici sunt Colțescu și Daniel Nicolae. Colțescu nu răspunde la telefon, Daniel Nicolae are telefonul închis. Dar discuția... La telefonul lui răspund alții. La telefonul răspund alții, da. Discuția asta este pe 9 martie la ora 13.45, în ziua meciului, că pe 9 martie... În care ne-au dat cu terenul în cap. Are mai puțină importanță scorul. Are. Păi nu, aia a fost altă discuție. Nu contează scorul. Noi vorbim aici de... Deci nu vi se pare grav că un... Nu mi se pare grav. Nu. Nu. Okay. Și nu mi se pare grav și mă bucur că și președintele Federației Române de Fotbal, domnul Răzvan Burleanu, a avut aceeași opinie, că ar trebui acceptate spectacolele pirotehnice. Eu am auzit când a zis. El a spus că ar trebui făcut ceva să fie acceptate. Nu a spus e bine ce se întâmplă acum că nu s-a acceptat, că au loc. N-am spus asta nici eu, dar de ce îmi pui mie cuvinte în gură? Păi nu, cu da. Zi înainte de a spune domnul Burleanu, asta am spus și eu, că cu firme autorizate ar trebui lăsat să se facă spectacol în tribune și după aia să și joace. Și până atunci, ele să nu existe. Asta e concluzia, așa este. Nu? Nu, dar eu ziceam de chestiunea cu arbitru. Da. Nu vi se pare gravă? Întreb. Măi, eu sunt om de cuvânt. Dacă am zis că nu vorbesc contra Rapidului, nu vorbesc contra Rapidului și gata. Ce vrei să fac? Am înțeles. Bine. Poate la un moment dat o să fie cazul să vorbiți. Vă uceți amici. Bă, dacă, stai puțin. I-am dat replică lui Șucu. Când a vorbit Șucu, a spus numai Bazaconi. Dacă iese și mai spune iar Bazaconi, normal că vin și contrareplici. Nu, aici mă interesa un punct de vedere pentru că, repet, este vorba de o discuție pe care eu credeau privată la vremea respectivă, Nicolae și cu Buciu. Și nu era, da, pentru că erau ascultați. Și în care Nicolae spunea că a vorbit cu arbitru, e adevărat, din camera mea, în ziua meciului. Asta e... Mi se parcă, pare parcă e un film de lui Tarantino. Nu-i ceva e absurd la mijloc. Colțescu, ce treabă de la VAR? Da, domne, dați cu ce vreți că eu sunt la VAR. Ce? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Dacă nu înțeleg, ce vreți, va? Da, aici trebuie să explice. Păi poate vine Nicolae și spune, nu vorbim cu niciun Colțescu. Păi, domne. Cum ți se pare, Alex? La fel, cred că trebuie întreba Vasaras dacă le se permite arbitrilor să vorbească, nu, din ceea ce știu eu, nu le se permite. Întreba Vasaras, asta se știe. Arbitrilor nu le este permis să intre în niciun fel de contact cu oficialii sau, mă rog, de la cele două cluburi. Dacă se întâmplă chestiunea asta, ei trebuie să informeze, pentru că te poate suna, de exemplu, cineva și tu n-ai numărul și răspunzi. Și ăla zice, sunt Gigi Becali. De ce? Până închis, pac, sun la CCA și spui, am fost sunat... Gigi ar fi zis el singur, că a vorbit cu arbitrii. Înainte, zicea, o să-mi sun acum și gata. Nu, dacă îi se permite lui Sebastian Colțescu să oferă replică pentru această situație și dacă da, atunci Sebastian Colțescu trebuie să infirme sau să confirme că a discutat cu Daniel Nicolae despre... Da, despre asta vorbeam și eu. Da, exact, atât. Altceva nu... Dacă infirme și spune, n-am vorbit, da, mi se pare închis. Dacă spune, am vorbit... Nu e suficient să spună cum ai vorbit, de ce ai informat Comisia Centrală dacă ai vorbit, cum vorbești cu președintele unui club în ziua meciului și așa mai departe. Adică, totuși, sunt niște... Pentru că apariția unui astfel de caz, știi ce va însemna? Vreau să nu comentați astăzi. Dar se va întâmpla, la un moment dat, să fie un meci, că așa se întâmplă peste tot. În care arbitrează Colțescu, pe Rapid sau pe FCSB. O dezavantajează pe FCSB sau avantajează Rapid și ne întoarcem, și ne întoarcem aici. Că a făcut o campionatul ăsta, eu am memorie bună. Golul lui Iacob e marcat după ce își face loc, îl împinge pe Înghezană. E gol marcat în condițiile regulamentare. Păi și ce să facă? Ca lumea să spună, păi n-ați văzut în stenogramă. Colțescu ne-a scos mingea din poartă, că i-a zis Găman, nu i-a zis Găman, nu mă interesează. Ne-a scos mingea din poartă la Cluj. Poate că a dat și un penalti pentru FCSB care n-a existat. Și ce, am eu vreo vină? Nu am zis că aveți. Păi și atunci, și ce pentru penalti? Păi să fie sănătos. Pentru penaltiul ăla la noi trebuie să plătim la fiecare meci care e o problemă? Nu, în sensul că dumneavoastră îi făceați o imagine ca și cum a fost doar împotriva FCSB-ului. N-am spus așa ceva. N-am spus așa ceva. Dezavantajat. Nu înțeleg. Păi nu, ți-am spus două meciuri. A fost un penalti. Și am spus aici în emisiune, prefer să nu mai fi fost penaltiul ăla, că din cauza penaltiului ăluia, uite ce pățim.
Că lasă-mă că facem egal la Constanța. Dar batem CFR-ul. E puțin mai important, zic eu, dacă te uiți în clasament, da? În fine, nu contează. După aia se schimbau alte rezultate sau cine știe. Da. N-am eu o vină că a greșit Colțescu și a dat penalti acolo. Mai sunt aici niște discuții. Cred că ele sunt prezentate, inclusiv discuțiile între Bocciu și Daniel Nicolae, când se ajunge să-i ceară Bocciu susținere financiară. Și îl întreabă, pui și tu la 200 de torțe, mă sprijină, nu mai pot eu, zice, doar eu. Și Nicolae zice, nicio problemă. Pui tu 500, eu pun 500. Nu se scrie, adică nu spuneau și ce. Mai degrabă mă gândesc că sunt euro decât lei. Cu 500 de lei nu știu ce poți să cumperi din materialele alea pirotehnice. Nu am dat cu torțe niciodată. Știți, la Revelion nu. Păi la Revelion alea când mai se mai prezintă reportajele alea și prețurile pe care le au, mi se pare că cu 500, cred că e vorba de 500 de euro. Da, o să vedem. Repet, mi se pare obligatoriu ca Sebastian Colțescu să aibă o reacție și să spună. Colțescu fiind la acel meci, arbitru VAR, arbitru de centru fiind Ovidiu Hațegan. Bun. Apropo de disputa asta pentru titlu, era să spun între FCSB și Rapid, dar acum pare că nu mai e doar între cele două. Cum vezi campionatul ăsta și dacă vezi vreun pericol pentru FCSB? Că favorit e clar că e. Nu putem să spunem că a câștigat deja, dar 7, de fapt 8 puncte, pentru că celelalte echipe trebuie să sară cu să câștige în plus 8 puncte în următoarele 9 meci, e foarte dificil. De obicei în play-off echipa care intră cu un avantaj de 4-5 puncte e greu de ajuns, pentru că cumva rezultatele se echilibrează unele pe altele, câștigi. Ești locul 5, câștigi la locul 2, dar pierzi cu primul loc sau câștigi cu locul 3 și pierzi cu locul 5 și apoi câștigi la locul 1, se echilibrează. Uh-huh. Deci nu cred că, în momentul ăsta nu pot să spun că au câștigat, dar șansele lor sunt foarte mari. Dar așa pe ce ai văzut ca exprimare, acum mă refer la fotbalul practicat, și aici mă refer la o impresie generală, nu luăm o etapă, două, 31 de etape care s-au jucat. Ți se pare că FCSB a fost echipa care a fost mai bună aferente acestui avans mare pe care îl are? Cred că dacă ne raportăm la vârfurile de formă pe care le-a avut o echipă, FCSB a avut cele mai bune momente, două sau trei. Și e sigur că singura problemă pe care aș putea să o văd este o scădere drastică a nivelului lor. Da? Nu cred că asta se va întâmpla, pentru că în momentul ăsta cred că sunt pe o pantă ascendentă la finalul sezonului regulat. Au avut, pentru că toate echipele au avut oscilații în acest sezon. Da. Cred că au depășit panta descendentă și cred că în următoarele etape vor fi din nou aproape de vârf. Sigur, acum, fiind o pauză a echipei naționale, de obicei e un moment în care echipele se antrenează mai intens și după pauzele echipei naționale, primul meci, de obicei, cred că de două sau trei ori am urmărit, n-au avut cea mai bună prospeție. Dar per total, cred că... De ce asta? Crezi că tu, de exemplu, când te torceai de la echipa națională, simțeai că potența ta e sub ceea ce era înainte să pleci, mai refer la club? Cred că sunt foarte mulți jucători care au rămas acolo și este tot timpul o tendință la multe echipe de a mai face un ultim pas, de a îmbunătăți nivelul echipei. Uh-huh. Și atunci sunt mai multe antrenamente decât în general. În această perioadă sunt zile cu două sau trei antrenamente. Nu cred că trei este caz, dar cred că cu două. Cel puțin asta e ceea ce cred, nu știu ce se întâmplă, că n-am informații despre ceea ce fac echipele, dar în general se practică. Două sau trei zile cu două antrenamente. E deja o creștere, un procent de 20% a nivelului de antrenament. Uh-huh. Atunci pot în primul rând să aibă probleme de prospețime, în schimb după aceea acest lucru poate să fie benefic. Apropo de chestiunea asta, Chiriche și-a jucat în acel amical. Care e situația lui? Cum s-a simțit după? Întreb de el, că na, revine după o perioadă foarte lungă. Da, era ok. Am vorbit doar la pauza meciului. După n-am mai vorbit și mâine o să vedem. Doar că perioada asta de care vorbea Alexandru e diferită în funcție de echipe. Sunt echipe care n-au jucători la lot și care pot face orice. Noi am jumătate din echipa noastră e plecată și jumătatea aia mai bună, teoretic. Păi, da.
Și imaginați-vă că noi la momentul ăsta, dintre titulari, Târnovanu, Radunovici, Șut, Olaru, Coman, lipsesc. Mâine seară vor fi, poate pe bancă, poate unii nu vor fi folosiți deloc, cine știe. Se întorc miercuri dimineața ora 6 în țară, deci noapte pierdută. Miercuri nu pot face nimic, îi avem joi, vineri, sâmbătă. Sâmbătă plecăm la Constanța. E meciul de care mă tem cel mai mult. Pentru că, așa cum a zis și Alex, astea au fost mereu probleme la noi cu jucătorii care vin. Dar nu e vorba de reproșuri adresate cuiva. Ideea este că un jucător este folosit la echipa națională, vine într-un fel. Altul nu este folosit, vine altfel. Olaru, l-ați văzut, a luat cartonaș roșu. N-a jucat două meciuri, s-a antrenat foarte bine. N-a fost bine la meciul cu Rapid, pentru că el e obișnuit să joace. Acum a jucat 20 de minute. Să vedem dacă va juca mâine... Nu poți să știi niciodată. Problema e că la, nu poți să faci program special la echipa națională cu jucătorii care nu joacă. N-ai cum. Tu faci interesul tău al echipei naționale. Pentru meciul respectiv, nu pentru un jucător. O zi înainte nu te poți antrena, că ai meci a doua zi. Ziua meciului, care nu, cei care nu joacă, ce face? Încălzire. Dacă faci încălzire. Poți să stea și în tribună. După meci, ce să faci? Vii pe drum. În fine, încă o dată, nu e. Te bucur când un jucător ți este convocat. Doar că stai așa cu emoții dacă vine bine sau nu. Și în continuare acestei opinii, sunt jucători care se antrenează mai mult și sunt obosiți, dar unii, pentru că nu joacă, pierd din pregătire, dar și starea creierului e afectată, pentru că dacă intri și n-ai o evoluție bună sau nu intri, tu care ești un jucător care ești obișnuit să fii titular tot timpul, să fii un jucător important și să ai reușite, vii la echipă și aduci cu tine acea stare și ceilalți încearcă cumva să te aducă pe linia cea bună, dar de obicei tu ești cel care influențezi negativ, pentru că în general într-un grup un om care are o stare a creierului negativă va influența negativ grupul decât invers. Și asta e o problemă și e incontrolabil pentru echipa de club. Apropo de echipa națională, ce impresie îți lasă și ți se pare că accesul la campionatul, calificarea la campionatul european trebuie privită ca pe o performanță așa ieșită din comun, pentru că fondul de jucători e atât de slab încât chiar e o performanță, sau cum te-ai poziționat tu? În primul rând e o performanță pentru că ne-am calificat și asta probabil va da un imbold unor transferuri și va da un nivel probabil mai mare, cel puțin la nivel de, din perspectiva valorii jucătorilor pe piața externă. Cred că raportat la nivelul fotbalului românesc și ne uităm la evoluția noastră din cupele europene din ultimii ani, e o performanță foarte mare. Grupa pe care am avut-o a fost accesibilă și am beneficiat și de situația nefastă a Israelului. Corect. Repet, performanța a fost foarte mare, este extraordinar că suntem acolo. Am urcat o treaptă, acum e foarte complicat să o menținem. Nu cred că în momentul ăsta pot avea vreo predicție pentru campionatul european. Merg mai departe față de întrebarea ta. Pentru că echipele cu care vom juca acolo au un nivel mai bun decât al nostru. Toate. Bine, nu știu, da? Că poate să fie Islanda și atunci. Da, atunci da, probabil că Ucraina va fi echipa care va merge mai departe. Are și jucătorii cotați mai bine. Corect. Și sigur, tragedia prin care trecă e într-o oarecare măsură îi pun în pole position. N-am văzut echipa României până în acest moment, exceptând meciurile cu Elveția și meciul de acasă cu Israel, să se apere în condiții de presiune maximă și asta probabil că se va întâmpla la campionatul european. Cred că nu e neapărat foarte relevant ce s-a întâmplat vineri, pentru că a fost un meci ceva mai important decât un antrenament. Corect. Contra unei echipe care nu va semăna cu echipele pe care le avem asta, în Europa. Eu m-am întrebat de ce totuși am jucat cu Irlanda de Nord. Adică aș întreba pe Edi cu cine aseamănă Irlanda de Nord dintre echipele cu care vom juca la Euro. Acestea sunt echipele la care avem acces. Brazilia joacă cu Spania, Nu ne atingem de cei mari. Echipele mari joacă între ele. Nu se pare relevant să iei un adversar de profilul Belgiei, că nu știu câte speranțe ne putem face, dar de profilul... Și ce adversar de profilul Belgiei găsești disponibil? Disponibil, da. Asta era mai greu. Dar să găsești de profilul Slovaciei, eu cred că puteam.
Da, e posibil. Nu? E posibil. Da. Mi se pare și mai relevant că, să joci cu o astfel de națională. Cred că meciul contra Columbiei, deși jucătorii sud-americani, când vin la echipa națională, știm acele povești, nu au rigoarea pe care au echipele europene. Cu Spania au arătat multă rigoare. Da, da, da. Cred că... Dar au trecut 3 zile și stres mai de stres și... Corect, și asta. Bine, asta e o anecdotă, da. Cred că meciul de marți, de mâine, e foarte important. E mult mai important pentru că e un nivel mult mai mare al echipei adverse. Și cumva, tradițional, am avut... Nu știu dacă pentru jucătorii care joacă acum la echipa națională înseamnă ceva, dar probabil că ceea ce își doresc ei în momentul ăsta la meciurile amicale e să reușească prestații cel puțin bune pentru a nu merge la campionatul european cu o presiune din partea presiei și a spectatorilor foarte mare. Atâta timp cât rezultatul e un egal sau o victorie și jocul echipei e decent, le asigură liniștea, da, le asigură liniștea pentru următoarele meciuri. Totuși, cred că echipa Columbiei, o echipă care va semăna destul de mult cu ceea ce Belgia poate să joace. Sigur, cu un stil de joc... Cred că de vreo 2 ani n-am mai pierdut un meci. Da. Indiferent că cred că un stil de joc diferit, probabil diferit, dar cred că va trebui să ne apărăm în anumite momente similar cum va trebui să ne apărăm. Dacă să numești 2 jucători din actuala echipă națională, da? Fondul care a fost rulat în preliminarii, de care să spui, bă, uite, ăștia sunt 2 jucători totuși exponențiali de care ne agățăm, de care avem speranță, care ar fi? Cred că cei mai stabili au fost Burcă și Drăgușin. Stopării, spui tu. Da, cred că ei au jucat cel mai mult și cred că Stanciu, ai spun al treilea. Uh-huh. Cam ei au jucat. În rest, cred că s-au rulat destul de mult jucători într-un număr de 25. Și portarul a mai fost, cred că. Într-un număr de 25. Da. Ok. Da. Încercând să fac documentare pentru emisiune, că știai că știam că vii, am găsit un interviu cu tine. De acum 15 ani. Câte prostii am zis de-a lungul vieții. Dar chiar nu mi s-a părut deloc că e vreo prostie. Deci, repet, este un interviu în evenimentul zilei în februarie 2009. Da, a debutat în echipa națională. Da. Și la un moment dat aici, cine ți-a luat interviu, mă rog, sunt mai multe întrebări. Da, nu eram la Oțelul. Era primul meu an de Ligantei, da. Cred că tocmai te remarcase Ilie Balaci. Știu că el a fost, l-am avut și eu atunci invitat la emisiune și îmi zicea: bă, dar tot chemăm, nu mai știu atunci ce jucători erau pe la lor. Dar nu vede nimeni pe băiatul ăsta de la Oțel. Zice cine? Pe Băurcean. Și după ce te-a luat Inișoara și începusei să fii, atunci toată lumea căuta pe Balaci. Eu l-am văzut primul, în fine. Și zice așa, printre altele: nu sunt fotbalist, doar purtător de echipament. Dar atenție, 2009, când ajunsesei deja la un nivel important. Eu nu mă consider fotbalist, poți să-mi zici purtător de echipament sau cum vrei tu. Dacă eu sunt fotbalist, ăia de la AC Milan ce naiba mai sunt? Când o să am câteva zeci de selecții naționale sau să ajung într-un campionat puternic, atunci poți să-mi spui așa: aș vrea la un club mare, dar nu știu dacă sunt în stare. Am zis să ajung și eu măcar prin Rusia. Ai ajuns. Mamă. Deci astăzi declarații din 2009. Da. Cum ți se par acum declarațiile pe care le-ai făcut atunci? Cumva puerile, dar sigur... Într-o oarecare măsură înțelegeam că am ajuns destul de târziu și am ars câteva etape pe care n-am putut să le mai recuperez, n-am mai putut să mă redresez, atât la nivel fotbalistic cât și uman. În rest, ce să zic, e o parte din mine, dar cu siguranță modul în care gândesc și viața mea e diferită total față de atunci. Mi se întâmplă tuturor să ne amintim ce făceam pe la 20 ceva de ani și să realizăm că totuși eram altfel. O să te provoc la un joc, să vedem dacă o să intre și Mihai Stoica în joc, pentru că, mă rog, poate fi și la tine poate fi o chestiune subiectivă. Câți ani aveai în primul rând în 2006, în primăvară? Când, 21. 21. Urmăreai fotbalul, știai, vedeai, puteai să-ți faci o impresie despre jucători. Urmăream mai mult decât urmăream în 2009, dar da. Am luat așa. Echipa aia a Stelei care a bătut la București Mica Zborul și, mă rog, ce a făcut semifinala aia. Da. Echipa tip, să spunem cumva. Echipa aia a voastră, generația aia care a bătut Chelsea. Și echipa de acum. I-am pus așa ca să fie mai ușor de comparat pe post, adică nu neapărat că sistemul era
pe același, deși în mare... Dar l-ați băgat, mă, pe Popa, Adi Popa titular. Popa meciul ăla cu ce a fost titular? Nu mă glumesc. Ok. Și acum o să merg aici la plasmă. Și o să îți spun așa. Deci, asta e echipa din 2006, 2013, 2024. Și dacă ar fi să faci o echipă, o singură echipă, gând evident un singur jucător de pe fiecare coloană, care ar fi? La unele posturi e ușor, adică nu cred că ți-e greu. La unele, ce puțin din perspectiva mea, mi se pare foarte greu. Na, sunt prea subiectiv, sunt prea conectat de colegii mei. Dar la unele cred că sunt clare, nu? Adică nu, la portar există dubiu? Nu, dar nu există dubiu la portar, e clar. Că în momentul ăsta ce obține... Și bine, urmărind retrospectiv cariera lui Tătărușanu. Acum nu știm ce va întâmpla cu Târnovanu. Păi, sigur, și dar nici nu poți să pui, da. Poți să compari 2006 cu 2013. Da. Poți să compari cu 2024, care n-a realizat nimic până acum. Chiar nu poți să compari. Nu știu, eu 2006 spun că și a jucat, a fost la 2 minute de finala Cupei UEFA. Ok, într-adevăr, aveți dreptate, dar eu spun că și din echipa asta de acum sunt nume care ar putea intra, dacă nu chiar ar intra. Da, mă rog, la portar e simplu. Zic, nu? Tătărușanu? nu, de ce trebuie să jucăm jocul ăsta? Nu e corect. Știi cum e asta? Asta este un joc, nu este ok. Gata, a zis Borceanu că e Tătărușanu. Da, exact, asta se va întâmpla, da. Da, în fine, dacă asta e emisiunea, okay. Și am acceptat invitația. Hai să vedem. Da. Ogăraru, Râpă, Crețu. Ogăraru. Ogăraru. Da. Nu știu că dacă aveți vreo obiecție... No. Încerc să fiu cât se poate. Da. Mi le-am făcut și înainte, așa, mă rog, pe gândirea mea, până acum suntem la fel. Boian Suca la Înghezana. Sau, mă rog, aici... că avem o problemă, l-aș pune pe Rădoi, fundaș central. Păi da, dar atunci... Echipa, sau poate fi altceva, nu neapărat din cei trei... Ca să te bagi pe tine. Ce să fac? Ce se fac? A, deci tu l-ai pune pe Rădoi... Ca joc cu Pintelei. Păi, dar nu... Pierdeți conexiunea aia. Oricum, mai e o chestie. Dică, nu poți să-l pui cu Chip. Dică îl pui cu Rusescu, între Dică și Rusescu și Bolaru, să spui. Dar nu Dică Chipciu. Chipciu juca altceva. Nu poți să-l compari pe Dică cu Chipciu. Echipa pe Chipciu îl pui la Nicoliță. Echipa asta de start a fost la meciul cu Chelsea. Bine, mă, echipa asta de start a fost la meciul cu Chelsea. Popa nu era titular și atunci Chipciu l-ai mutat de acolo. L-ai băgat număr 10 și nu era număr 10. Chipciu juca în dreapta. Ceva și super relevant ca distribuție. Oricum da? N-ai, mă rog. Scoate coloana din dreapta, că nu-i corect. Stai să vedem. Da. Nu înseamnă că dacă de aici o să fie foarte puțin, păi, pentru că tocmai o să spui că e Coman peste Boștene și Tănase. Nu e o discuție la Coman? Păi, nu e o discuție că nu știi în Europa cine suntem acum. Că n-am fost până acum. În fine, știu, noi. Vorbim până acum, nu e nicio tragedie nu e ceva să... dintre perechile astea, adică nu neapărat că trebuie să alegi, poți să alegi, de exemplu, cuplu Goian-Sucala. Da? Pentru că tu trebuie să iei doi fundași centrali din... Și încoate, pe Rădoi lasă mijlocaș central. Păi, dacă a jucat în perioada aia, n-a jucat mai degrabă mijlocaș central, Goian Gheorghe chiar jucau. Pe cine ai alege? Între cei șase, doi. Chiricheș e clar și aș merge pe Goian. Deși sunt mult mai atașat de Sucola, dar echipa aia a jucat semifinala, adică trebuie să gândesc puțin mai mult în context. Și la fundaș stângă mi se pare greu de ales. Da, Leo Palatovlevici. Pe cine ați luat, domnul Stoica? Petre Marin, se discută. Pe fiecare cu opiniile lui. Eu am fost tot timpul, deci eu știu din interior. Eu nu am cum să spun, stai ăsta sau nu știu ce. Petre Marin te-a calificat cu Betis. L-a făcut pe ăla și a pierdut cumpătul de la roșu. Știu, că l-a provocat Dică după aia, dar n-ai cum să faci, pe Joachim care juca și la 41 de ani. Nu prea poți să faci comparație cu unii care au jucat. Știi cum faci? Care e mai bun alpinist? Edmund Hillary, care a cucerit Everestul, sau unul care a cucerit vârful moldoveanu? S-au făcut comparații între Messi și Maradona. Păi da, s-au făcut comparații stupide. Astea sunt comparațiile care se fac când... Scoate-mă din cărți. Oricum, cu fundașii centrale ai Stelei încep cu Ghionea.
de care n-a știut nimeni nici în ziua de azi dacă e dreptar sau stângaci sau de Petre Marin. Adică l-aș fi luat pe Ghione și Chile, discut. Okay. Nu am zis nimic. Am spus doar atât, că Ghionea și restul, da? Da, ok. Da. Bun. Mai departe, aici. Aici la fel, ca la fundaș central, adică Rădoi, Paraschiv, Bocea, da, îți dai seama că trebuie să scot pe Rădoi din echipă, e imposibil. Așa zic și eu. E imposibil. Și atunci ce facem? Atunci te alegi pe tine sau pe Pintilii, nu? Rădoi, da, e clar, adică, mă rog, Rădoi... Putem să jucăm cu 3 sau da, trebuie să jucăm 4? 4-4-2? Sau trebuie să jucăm 1-4-4-2? Da. Hai să luăm pe Pintilii din... Adică n-am cum să scopă nici pe Rădoi, nici pe Pintilii. Okay. Deși eu mă văd în echipă. Să fiu sincer, adică nu mă văd în echipă. Te vezi în echipă. Da, bineînțeles. Adică tu l-ai fi pus, de exemplu, pe Rădoi fundaș central. Rădoi fundaș central, da, gen Rădoi Chiriche, să zicem. Merge mai departe, da. Da, deși, okay. Deși ei nu sunt compatibili, pentru că erau cumva același profil și aveam nevoie de un fundaș central care să rezolve alte acțiuni. Uh-huh. Dar, în fine, și aici sunt subiectiv. Chipciu, Tănase, Rusescu, Coman. Chipciu, Tănase... Rusescu, Coman. Deci Chipciu... Păi da. Și cu Tănase ce? Chipciu l-a mutat în dreapta, unde a jucat el. Și Tănase și Coman. Da, da. Un stâng amândoi. Tănase, Cristi Tănase. Cristi. Păi da, și unde joacă? Ce este? Unde să știu? Așa cum am făcut mai devreme permutări, facem și acum. Și nu l-ai luat pe Dică? Nu. Îl iau pe Rusescu. Ok. Deci Chipciu, Tănase, Coman, Rusescu. Da. Sincer, când mersesem pe ideea mea, era așa, Tătărușanu, Ogăraru, Goian Chiriche și aici, la Toveri și Petre Marin, eram așa, Rădoi, Pintilii, Borceanu, unul dintre voi doi. Nicoliță. Nu, aici chiar, într-adevăr, e la vedere, dacă Rădoi dispare de aici, clar, Borceanu, Pintilii, cuplu. Apoi, Nicoliță, Dică, Coman și Rusescu. Așa aș fi văzut. N-a ajuns la poartă, fără vârf. Pentru că n-ai niciunul de viteză în față. Dică și Rusescu e greu să joace în aceeași echipă. Dică și Rusescu au fost în spatele vârfului, amândoi. Uitați de Rusescu, vârf și chestii de genul ăsta. Rusescu a jucat atunci? Lasă-mă că a jucat atunci. Eu spun în general. Rusescu cele mai bune prestații le-a avut când juca al doilea atacant. Da. Și când era Nicoli, se bătea pe acolo, îi speria pe toți și... Deci echipa asta de stat și acum deci echipa asta e fără Nicoliță. Care a făcut cele mai mari performanțe ale unui jucător. Nu l-am luat pe Nicoliță. Jucătorii nu trebuie să fie personal, pentru dacă eu am putut să mă scot din echipă, care pentru fiecare dintre noi suntem cei mai... Eu sunt cel mai important. Și acum, fiecare căutând să văd, evident că am revăzut 11-le cu care a jucat Chelsea la București, acel meci în care i-ați bătut. Vreau să revedem acea echipă. Aici apelează dumneavoastră, domnul Stoica. O echipă din România după 90 să fi bătut o echipă mai bună decât asta. Există? Nu. Doar că din nefericire a fost un singur... am câștigat un singur meci. Da, corect, așa este. Ar trebui să ne calificăm, dar... Eu vorbesc de o victorie. Dacă există vreo victorie după 90... Nu. Și mai important decât faptul că am câștigat un meci din dubla asta cu Chelsea a fost faptul că am câștigat mai multe dueluri. Asta sintetizează practic ce s-a întâmplat atunci. Nu numai procesul de pregătire, că și procesul de pregătire a fost extrem de important. Faptul că erau jucători de un asemenea profil, care s-au putut bate Borceanu și Pintilii cu Lampard. Da. Lampard Obi Michel acolo. Nici Obi Michel nu era vreun... Care Obi Michel nu înțelegea la doping după meci. Ce vă bucurați, mă, așa? Da, ce să facem? Ne bucurăm și noi. Doar că imediat după... Deci, de fapt, în același an am întâlnit Chelsea, nu cu Benitez, ci cu Mourinho. Și în toamnă. A fost puțin diferit. La echipa era diferită? Nu foarte diferită. Da, nu mai era Bertrand. N-a jucat Hazard la meciul ăla, la culmea, dar a jucat Șurle și l-a năucit pe Gheorghevski. Nu? Șurle la așa, care s-a lăsat după aia și s-a apucat de
metoda Wim Hof. Și și a jucat, era Ramirez, care era într-o formă extraordinară. Jucașul central brazilian. Apropo de nu, Ramirez, da. Apropo da. De ce spune Meme, că echipa era echipa stelei de la... Gata, am trecut generație. Peste joc, da, acum suntem serioși. Acum suntem. Da. Bun, perfect. Am fost deci a fost un joc. Vreau să spun ceva impresionant din 11-ul ăsta. Cât de bun era Torres, deși, mă rog, cariera a fost extraordinară, dar la Chelsea n-a fost cine știe ce, la Liverpool și la Atletico a fost formidabil, dar cât de bun părea Torres și ce fizic avea Ivanović. Am fost în viața mea așa ceva, am chemat pe Costi bodyguard și am zis, uite unul mai mare ca tine, nu se poate așa ceva ce picioare avea. Și ce făcea David Luiz? David Luiz îi punea pe ea să dea cu mingea în cub. Bineînțeles, nu putea să dea nimeni. Și după aia l-am văzut, era poarta la mijlocul terenului și a dat cu dreptul interior și cu stângul, el fiind dreptat, exterior, de la 10 metri în spatele liniei de poartă, mingi cu efect care cădea în poartă. Nu e ceva, erau fotbaliști mari. Ți s-a părut că jucătorii ăștia au fost printre cei mai, să zic, puternici, buni, valoroși pe care i-ai întâlnit? Evident, tu ai jucat și în amicalul ăla, nu? Cu Argentina. Cu Argentina. Hai să excludem, acolo a jucat Messi, dar Messi din altă categorie. Dar au fost alții care, împotriva cărora, să zic, ți-a fost mai complicat? Nu știu, n-aș putea zic, dar au fost la cel mai mare nivel. Au fost și alți jucători foarte buni. Van Persie, Robben, da. Așa. David Silva, da, Kevin De Bruyne, sunt mulți. Bine, în 2016 De Bruyne era. Da, De Bruyne era aici, nu juca, era foarte tânăr. De Bruyne am jucat contra cel la Manchester City și... Și Sterling, da, acum. Da. Erau, da, Aguero, adică... ei erau la cel mai înalt nivel. Bun, la nivelul ăla, diferența e făcută de... Pe ce a câștigat Europa League, nu? Da, a câștigat Europa League, era câștigătoarea Champions League. Că îi ironiza Mourinho. S-a ajuns să vă bucura și peste ani, uite cum e viața așa când faci niște declarații, a ajuns el să se laude cu ce a câștigat, sau mă rog, cu finala. Nu știi cum e. Da, așa s-a întâmplat. Dar apropo de echipa aia pe care o aveați atunci, l-am avut acum câteva zile pe Pintilie aici invitat și spunea că pregătirea, și atenție, o spune un fotbalist care putea să ducă, adică nu o spune, nu știu, un fotbalist care era din calea afară. Adică așa ceva nu s-ar mai putea face astăzi, pentru că jucătorii... Nu? Ești de acord da, cu asta? Da, sunt de acord. Ai mai întâlnit metode alea la alte cluburi la care ai fost? Sau ceva asemănător? Nu știu, Rusi, de exemplu, când te-ai dus. Nu. 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 Am spus de multe ori, au avut un impact asupra noastră, dar au avut un impact și peste timp. Adică te gândești că ce ți s-a întâmplat? Nu, știu, nu mă gândesc. Păi din cauza dar, aia, nu? Obiectivul a fost îndeplinit atunci și dacă ar fi să antrenez în momentul ăsta o echipă, cu siguranță n-aș face asta și cred că puteam ajunge destul de aproape de prin a antrena fotbal, dar nu știu dacă în anumite meciuri, cum a fost cel împotriva lui Chelsea, puteam să fi făcut ceea ce am făcut fără acea pregătire. Per total, asta s-a întâmplat în trecut, e doar pentru noi să reflectăm, să vedem ce putem lua bun de acolo și ce putem lăsa în urmă. Și cred că modul în care am fost noi obișnuiți să ne antrenăm și construcția noastră genetică ne-a ajutat să trecem peste acele momente. Nu cred că în momentul ăsta există destul de puține șanse ca o echipă în momentul ăsta să poată rezista la nivelul la care eram noi antrenați în momentul ăla. Dar n-ar mai putea de ce? Adică, să știi că și mental e... Și mental. Și da. Mental. Totul este, da. În primul rând, la nivel de creier. Trebuie să poți să treci peste anumite lucruri fără intervenția din afară. Pentru că e simplu în momentul când ai terminat testul să spună cineva, dacă îți dau $1,000,000 sau te aleargă leu din spate, poți să mai faci 2 repetări? Sigur că vei putea să le faci, dar asta este o motivație din afară. Dar ca să poți să faci asta de la tine, și sigur că exista o motivație din afară, pentru că una din abilitățile lui Reghe era asta, să ne împingă la nivelul nostru maxim, către nivelul nostru maxim, probabil că nimeni nu și-a atins vreodată potențialul în niciun domeniu. Dar cred că aveam în noi
Pentru că, așa cum v-am zis, am fost crescuți imediat după Revoluție și în continuare am fost educați într-un semicomunism. Cu o lovitură la palmă, cu tras de urechi, cu eram obișnuiți cumva să ne fie greu, pentru că după Revoluție nu i-a fost nimănui ușor. În schimb, în momentul ăsta, probabil că și greșeala noastră ca părinți, acum este ok, noi am trecut prin dificultățile astea, hai să vedem cum le facem copiilor calea cât mai netedă să alunece ca la curling. Ceea ce spui că nu e neapărat bine. Nu, cu siguranță nu e bine, pentru că dacă nu întâlnești obstacole, nu știi cum să descurci cu obstacolele. Iar noi ca părinți netezim calea. Apropo de ce ai spus mai devreme, că sunt curios, bănuiesc că te-ai mai întâlnit cu noi Bertănani ăștia. Da. Ai avut vreodată o discuție cu el în care să-i spui și reversul pregătirii lui, ce anume ala lor. Dar, că nu, că poate el zice nu din cauza asta, sub nicio formă, sau și el știa. Eu nu fac pe nimeni în vreun fel responsabil de ceea ce mi s-a întâmplat mie, de exemplu, ca să nu mă raportez la ce, sau celorlalți, din perspectiva accidentării, pentru că de asta este, despre asta e vorba până la urmă. Nu. Și nu fac pe nimeni responsabil în toți antrenorii pe care am avut despre ceea ce făceau atunci. Pentru că asta era nivelul cunoașterii la momentul ăla. Foarte multe echipe se antrenau așa. Și sau făceau încercau să facă. Sau să facă în toată lumea. Între timp, lucrurile au evoluat. Și vedem că dacă discutăm cu cei care antrenau în momentul ăla și cei care antrenează în continuare, folosesc alte metode, puțin diferite. Sau mai mult diferite. Dar în niciun caz nu fac pe cineva vinovat de ceea ce s-a întâmplat sau de responsabil de ceea ce de accidentări. Am înțeles. Nu. Mulțumesc mult, Alex, pentru prezență. Mulțumesc, domnul Stoica, pentru prezență. Ne revedem mâine seară, înaintea meciului Columbia-România, amicalul de la Madrid.